Bine v-am găsit! Am pășit deja în Sfântul și Marele Post, reluând ca în fiecare an itinerariul purificator și vindecător spre înviere. Postul este o intensă așteptare și o pregătire pentru a participa de plin la bucuria învierii Domnului. Renunțarea de sine pe care o presupune e o condiție pentru a dobândi eliberarea din legăturile vieții după trup, adică a urmăririi plăcerii, a curiozității zadarnice, a superficialității sau a tiraniei exercitate asupra noastră de obligațiile lumii. Așadar, nu este vorba despre o dietă temporară sau despre o serie de restricții venite să ne îngreuneze viața. Postul e o alegere de a urma lui Hristos, de a intra în arena luptei împotriva patimilor și mai ales de a practica pocăința adevărată, adică renunțarea la păcat și lucrarea binelui. Alminter nici nu ar fi putut fi atât de lăudat de părinții bisericii. Să ne amintim doar un fragment dintr-o omilie a Sfântului Vasile cel Mare, pe care cu siguranță o cunoașteți cu toții. Postul a stins puterea focului, postul a închis gurile leilor, postul trimite rugăciunile la cer, dându-le arii prin drumul lor spre înălțime, postul este creșterea caselor, mama sănătății, pedagogul tinereții, Podoaba bătrânilor, tovarăș bun de drum celor ce călătoresc, tovarăș credincios al soților. Pildele despre rostul postirii culese din Vechiul și Noul Testament se succed în scrierile Sfinților Părinți pentru a alcătui o vastă panorama a efectelor sale binefăcătoare. Fiecare om, indiferent de starea socială, poate resimți în viața lui curățirea și tămăduirea pe care le aduce postul. Sfântul Ambrozii al Milanului, preluând uneori cuvânt cu cuvânt din omiliile Sfântului Vasile pe această temă, face și el elogiul virtuților obținute prin efortul ascet. Postul este școala înfrânării, știința curăției, smerirea minții, mustrarea cărnii, chip al cumpătării, măsura faptei bune, curățirea sufletului, cheltuirea milei, școală a blândeții. Postul este Hrada Mântuirii. Aceasta pentru că, potrivit învățăturii părinților bisericii, căderea lui Adam și a Evei, neascultarea originară, a avut ca motivație poftirea de a gusta din fructul oprit. O poftă de ordin spiritual care a încălcat o poruncă și a introdus în creație moarte. Ori pentru a restaura adevărata firea omului e nevoie să se treacă prin înfrânare și curățire, prin combaterea patimilor care au pus stăpânirea supravieții. Părinții bisericii au oferit de multe ori exemple despre cum trebuie să fie ținut postul și despre ce calitate se cuvine să aibă. Dar, pentru ca postul să fie vretnic de laudă, nu-i de ajuns numai să ne înfrânăm de la mâncăruri, spune Sfântul Vasile cel Mare trebuie să postim post primit și bineplăcut lui Dumnezeu, iar postul adevărat este înstrăinarea de păcat, înfrânarea limbii, oprirea mâniei, îndepărtarea de pofte, de bârfeli, de minciună, de jurământul strâm. E ceea ce reiese și în apoftecma Avei Zenon, care îl chemă la sine ca să se roage împreună pe un om vestit în satul lui pentru postire. Dar nevoința în tăcere nu i-a priit acestuia. Mărturisind Avei că nu știe ce îi se întâmplă, el primește un răspuns lămuritor. Atunci când era în sat și postea, se hrănea prin urechi. Prin urmare, Ava îl sfătuiește ca întorcându-se să mănânce totuși la ceasul al nouălea și să facă totul în discreție. Așadar, Postirea nu e un eroism alimentar care se arată altora și își găsește compensații subtile și mai periculoase spiritual, ci trebuie să fie o pregătire pentru rugăciune și să se însoțească mai ales de milostenie. Nu te lăuda înaintea oamenilor că ții post, fiindcă postul nu duce el singur spre cer, dacă nu are alături de el și pe sora lui Milostenia, se spune într-o predică atribuită Sfântului Angură de Aur. De fapt, milostenia este aripa rugăciunii, iar dacă nu îi pui arii rugăciunii, ea nu are cum să zboare. <fiu>